N-aș vrea să vi se pară neobișnuit dacă aș începe prin a mulțumi editorii Polirom pentru faptul că, în afara inițiativei de a edita un curs universitar, a reușit ca, în interiorul acestei zile, să alăture două lansări al căror efect pozitiv în viața academică românească nu va trece neobservat. Sunt două cărți, cartea editată de doamna Motor și de domnul Ciuculescu și cartea de autor a domnului Preda, care ne arată că, în ciuda unui maras vasi general, mediul academic românesc mai are încă șanse de restaurare.